Bună ziua! Hai să fac și un vlog. Nu-i convine. Ce nu te convine? Ce? Nu sei felice? Că eu... Ei, troppo felice. A, nu sei così contento? Ei, contentissimo. Oh. Nu m-a centerinat premiera ce am pus-o acum ce vlogul. Dai seama, cam, vă dați seama voi cam ce bucurie pe capul omului ăsta. Da, da, să și la tine. Așa. Păi, cui seama? Am confundat-o. Toto cu Ninuțo. Este Ninuțo, e acolo. E acolo Toto. Aha, capit, e capit. Ce voiam o dire? Ce vroiam să vă zic? Deci v-am spus că ducem motorinul nepotului la undeva unde nu știu ce să-i facă revizie, nu mă pricep, nu. Sunt paralelă cu asta, am fost, am dus. Ce se întâmplă acolo? Asta vreau să împărtășesc cu voi. Omul ăla care are oficina asta și mare și în fine, are o fată, frate sau are o fată, sunt două verișoare, amândouă influencer. Acum pleacă în California amândouă. Ele, normal, fac subiecte de scandal între ele. Ele două. Și mai au niște amice, niște ce. Deci, de o parte și de alta, tot timpul subiecte de scandal. Dar se inventează. Bă, lucruri urâte. Ele, verișoare, trăiesc în aceeași curte. Ce? Au aceeași, cum să zic eu, camere diferite, nu normal, dar stau mai mult împreună, se duc împreună. În Palermo se știe că e finta și că e virtual și nu e nicio problemă. Ei, dar față de urmăritorii internaționali, pentru că sunt la 500 și ceva de urmăritori. Așa. Uite cât de proastă, că n-am întrebat cum le cheamă. Dar când ne întoarcem înapoi, întreb să mă abonez și eu. Ele m-au întrebat, probabil o să mă uit. M-au întrebat, deci cu una din ele am vorbit acasă, Frederica. Una nu. Așa. Și acum să duc în America. Ei, pe cui? Unde te duci? Lucrează la străzi și era să o luăm în freză, așa. Eu atent la telefon, bine că nu-mi zice nimic. Nu mi dice niente că nu sunt atentă la strada, nu, che è mio. Mi sembrava quella cosa. Ho capito. Io sono de colpa che non mi hanno guardato, non tu. Sono al sole, però non ho visto quello de là sotto. Sì. Așa, am scăpat. Acum scom ochii la stănină și unul la făină, așa. Și am zis, mă, bine, vă duceți în aceeași locație, faceți... Și mi-a arătat niște, cum să zic eu, tapete. Măi, ce e cu ei? Ce sucede? O să văd nouă, ce cosa de mângea. Aaa, sună că este per poveri. Dar ești și la las presă și la las presă. Da, pentru săraci, de la biserică. Așa, și... Ce se întâmplă? Zice că pun, nu știu cum fac, au niște scule performante, una într-o locație, alta pune chestiile alea în spate în altă locație, înțelegi? Și zice, e ca la film, doamna Silvia, zice... E mort. E mort, eternul riposo. E mort. Așa. Și zice, e ca la filme. Pune-mi imaginea aia mișcătoare. Și ca să vedeți. Și spune, am povestit acolo. Și zice, păi și cum, dumneavoastră vă supărați că vă zice așa? Din contră, lăsați să zică cât mai mult. Doamne ferește, zice, în familie să știe cine sunteți, nu? Lumea știe, nu? Atunci ce vă interesează? Lasă-vă, vă fac audiență. Și dacă ați fi deștepti și dumneavoastră și aia, ați face la pace și vă bălăcăni. Vă zic, mă, fetele, noi suntem cu miriți, parte cu copii, cu nepoți. Că dacă n-am avea nici că ce, Ricardo, Giuliana, ăștia, nu știu ce înseamnă internet. M-am distrat de mama focului. Hai să vă mai arăt, așa. Uite cum arată tarabele. Așa.
cu toate fructele. Și acum ne ducem la o cunoștință care e bună la săraca. Să vedem ce face, cum se simte. Și asta vreau să vă zic. E greu ca să înțelegi virtual. E foarte greu. Ce facem noi și ce fac ăia care se zice că ar fi zei internetului, e frecătură cu apă caldă, știi? E nimic. E nimic. Bine, dar și investesc. Că investit în aparatură, investesc în chestii, în... Deci că eu dacă vreau să arăt că dau mâna cu nu știu ce rapper sau cu nu știu ce din America, eu... Zic, te duci și-l vezi. Zice, nu. Zice, nu. Nu știu cum fac. Lipesc imaginele. Nu mă pricep. Dar au scule, au băgat bani în sculele alea, nu? Așa. Eu, dacă nu mi-ar dea idiotul ăla telefonul, n-aveam nici telefon nou, că nu mă înduram să dau bani. Nu? Nu m-aș fi îndurat să dau bani. Asta e. Trebuie să investești ca să câștigi. Are dreptate Daniel când zice. Ei, dar e greu. Bă, îl fac scurt de tot, pentru că vă pup, că am ajuns și... Nu știu cât ține nervii. Intrăm la umbră. Ce post? Nu, e stretul. E stretul, nu. E rău cu parcările pe aici. Foarte rău. Și așa e. Hai, eu vă pup. Pun vlogul ăsta. Și ne auzim la premieră, la 1:30. Așa.